Filmul e o poveste tragică despre un om foarte tânăr, un procuror la 29 de ani care alege să dispară, să se sinucidă pentru că realizează că, din păcate, sistemul în care el lucra, în justiție, sistemul ăsta avea cu totul alte valori, era corupt, era profund aflat sub controlul politicienilor și omul din poveste, acest procuror, decide să se rupă practic de propria viață, trăgând, cred, un semnal de alarmă. E un film despre România anilor 2002, din păcate încă cu multe accente reale. E un film despre, finalmente cred că despre corupție și despre cât de mult a afectat societatea românească asta în ultimii 20 de ani. Suden remarcabil, demn de toată atenția. Băiat tânăr, în formă tot timpul. Dosar contra unui judecător, dosar contra unui deputat. Păi tu știi pentru ce sunt dosarele alea? Și mai aveai ceva. A deranjat serviciile, Cristi, și asta nu e bine. Cred că schimbările majore s-au întâmplat mai ales în ultimii 2-3 ani, pentru că e pentru prima dată în societate când publicul vede că, de fapt, prim-ministrii, miniștrii pot fi anchetați. Azi primarul Bucureștiului e în pușcărie, prim-ministrul e sub anchetă, adică s-a schimbat sentimentul ăsta că, de fapt, există o lege și există legi care trebuie respectate și dacă nu le respecti, plătești pentru asta. Deci faptul că există finalmente o independență a justiției față de mediul politic mi se pare o mare realizare. Eu doar vreau să te întreb așa, ca pe fimi. Când te-ai pus de-a curmezișul, ți s-o fi părut că muzi munții, nu? Ce-i muta, mă? Și ce-i câștigă? Întrebarea asta revine foarte des, dar în mod ciudat, când am făcut filmul, nu m-am gândit deloc la asta și nici n-am primit telefoane de amenințare sau probleme din partea unora care să mă fi urmărit. A fost o... cumva o... Am încercat să și fim foarte tăcuți, n-am spus nimic despre film, nici că filmam, nici... Și în felul ăsta cred că ne-am făcut treaba în liniște. În România publicul a primit foarte bine, am avut foarte mulți spectatori și pentru un film care nu e un film ușor, adică e un film care nu e o comedie, am avut peste 60 ceva de mii de spectatori și m-am bucurat că mergând prin țară cu filmul au fost foarte mulți oameni care spuneau filmul ăsta a însemnat ceva pentru ei, pentru familii și în special pentru cei tineri, indiferent că sunt studenți la drept sau fac orice altă meserie, cred că e un film din care i-a inspirat să urmărească și să preia modelul ăsta de conduită morală al personajului principal. Spuneți-mi ceva. De ce eu?